Doamne ajută, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii de Presat Presa, vă spune Părintele Eugen Tănăsescu în această zi de marți, 27 februarie, anul Domnului 2018. Începem, ca să zic așa, începem emisiunea de astăzi, dar nu pot să nu remarc că parcă și-a pierdut din aplomb presa, din aplombul creator mă refer. N-am prea mai văzut titluri din astea care sunt creații frumoase, știi, referitor la iarnă. E drept, avem șoc, groază, drumuri blocate, nămeți, se construiește așa o imagine de sfârșit de lume, de groaznic, de neînchipuit, iadul de nea, satana alb, știi, erau creații din astea metaforice, cu referire la zăpadă, n-am prea mai văzut. S-a păstrat așa, oarecum s-a grobianizat și titlul de presă, a devenit grosier, așa, drumuri blocate, nenorocire, să folosesc cuvinte de-astea oarecum grotește, așa, știi, adică mi-aduc aminte că înainte când e discuția asta, știi, a început o întreagă discuție pe Facebook, lumea s-a împărțit în două tabere referitor la faptul că s-au închis școlile. Unii spun, hai domnule că pe vremea mea ningea de jumătate de metru și tot mergeam la școală. Da, e drept. Acum însă nu activitatea școlară este pusă în pericol de zăpadă, ci transportul copilului până acolo. Înainte plecai de acasă pe jos cu ghiozdănul în spate, te duceai la școala din cartier. Acum de când și învățământul e liberalizat, să spun așa, îți duci copilul în partea cealaltă a orașului. Și nu prea merge el singur, trebuie să-l duci cu mașina. Și atunci circulație intensă, dificilă, cadrele didactice trebuie și ele să ajungă la... Nu mai e chiar așa ca pe vremuri. Adică sunt niște considerente pentru care s-au închis școlile. Mă rog, două zile, trei zile, cât or fi condițiile astea portocalii, în condiții meteo-portocalii. O să începem emisiunea de astăzi cu o știre care de ceva vreme a apărut pe internet, și anume Biserica Sfântului Mormânt a fost închisă ca formă de protest a bisericilor creștine față de regimul fiscal al statului Israel. Este prima dată când bisericile creștine iau astfel de decizie radicală după momentul 1990. A mai fost odată închis Sfântul Mormânt în 1990 în semn de protest față de coloniștii izraelieni care preluau o clădire creștină. De data aceasta, Patriarhatul Greco-Ortodox, Sfântul Scaun și Patriarhatul Armean au luat decizia de a închide Biserica Sfântului Mormânt ca protest față de impunerea de către statul Israel a taxelor imobiliare, taxe de care sunt scutite de secole, și este bine știut că la Ierusalim bisericile creștine de acolo dețin un număr semnificativ de terenuri. Ei bine, primarul localității a spus că e incorrect ca bisericile să nu plătească impozite pe aceste terenuri și a instituit un regim fiscal prin care caută să ia impozite de la biserică, iar biserica, drept formă de protest, a închis Biserica Sfântului Mormânt. Să vedem cum o să se rezolve. Asta cu impozitele la biserică este așa. Unora li se pare că biserica este o întreprindere privată. Ea este o instituție privată, dar nu-i totuna cu întreprindere privată. Diferența între instituție și întreprindere e destul de mare. Întreprindere, de fapt, nu întreprindere, ci întreprindere. Asta ar fi corect. Și dacă stăm să ne gândim la această formă, biserica trăiește de pe urma credincioșilor. A impozita, indiferent ce, în biserică, în afară de activitatea comercială care trebuie normal impozitată,
constituie, de fapt, o impozitare a buzunarului credincioșilor. Sigur, acum putem discuta și la concret impozitul pe teren. Știi, ce face biserica cu acel teren? Păi, ce face? Că nu obține din el ce obține o întreprindere. Știi, o întreprindere are o bucată de teren și produce plus valoare. Biserica construiește pe teren tot felul de așezăminte bisericești. Lăcașul de curs sau mai știu eu ce, clădiri. Da, dacă este activitate comercială, de exemplu, dacă este hotel, da, să se impoziteze, nimic de zis. Adică biserica nu vrea să facă notă disonantă în ceea ce privește impozitarea activităților cu caracter comercial, conform statutului. Eu mă refer la noi, la biserica de la noi, că mai există și discuția asta la noi și foarte multă lume nu înțelege. La noi, în statut, se spune foarte clar, o unitate bisericească are dreptul la două coduri fiscale. De ce? Unul este pentru latura de ONG, de organizație non-guvernamentală, non-profit, și al doilea este pentru organizația care are aspectul de comercial. De exemplu, nu știu, vinde cărți, vinde iconițe, mai știu eu ce... Cum avem noi, de exemplu, magazinul aici, la magazinul Sfânt Ierarh Nicolae, la Arhiepiscopie, da? Activitatea comercială, sigur că trebuie impozitată, nimeni nu vrea să facă evaziune fiscală, cum ne acuză unii. Dar în privința celorlalte activități de cult, alea de ce să fie impozitate? Că de fapt sunt niște bani pe care ei, credincioșilor, sigur, în condițiile în care statele lumii sunt flămânde după bani, pentru că au ajuns la un adevăr, și asta este important de spus, și anume că de ce statele lumii tot practică impozitarea diverselor chestiuni. Pentru că au făcut o greșeală enormă, lăsându-se păcălite de globalizarea economică de tip liberal. Ce au făcut ele? Statele au privatizat resursele naturale publice, le-au privatizat, practic, resursele prin care statul putea să facă bani, le-a cedat sau le-a dat sau le-a concesionat sau le-a atribuit sau, în fine, sunt diverse forme de contract, le-a dat privaților, privații fac bani frumoși de pe ele și chipurile își plătesc impozite, dar mai mult nu, că am văzut noi, de regulă multinaționale scot banii din țară, iar statul a rămas cu buzunarele goale, că nu mai produce nimic. Asta este marea păcăleală a statului și atunci statul caută să impoziteze una alta ca să facă rost de bani pentru serviciile publice pe care le oferă, da? Sănătate, educație, învățământ, cultură, mai știu eu ce. Asta a fost marea șmecherie, după mine, a democrației. A privatizat resursele publice și, în același timp, a făcut publică pierderea. Știi că sunt instituții private care au pierderi și tot de stat sunt susținute. Cam despre asta este vorba în economia asta de piață. Și lucrurile încep să fie din ce în ce mai strâmbe. Uite, de exemplu, o să avem un interesant mesaj manifest pe care nu o să-l prea vedeți prin presa românească. Un grup de conservatori europeni a lansat un manifest despre Europa falsă, fragilă și impotentă. Despre ce este vorba? Este vorba de declarația de la Paris care spune că trebuie să avem o Europa în care să credem noi cetățenii europeni. Sunt foarte multe puncte în această declarație destul de lungă de la Paris. Am selectat și noi câteva. Mai întâi ni se spune că Europa este casa noastră, fie că suntem bogați, săraci, fie că suntem bărbați sau femei, copii sau bătrâni, Europa este casa noastră. Prin urmare, nu trebuie să lăsăm pe cineva să ne confiște casa noastră în beneficiul lui propriu, pentru că lucrurile cam așa încep să pară pe continent. Unii vor să ia Europa de la alții. Apoi ni se spune că suntem amenințați cu o falsă Europa, o Europa în care domină superstiția progresului inevitabil. Progres, progres, dar pe continent se vede mai mult regres. Nu știu ce fel de progres este ăsta în care unii sigur progresează, dar alții regresează.
Nu? Trebuie să fim foarte atenți cu acest gen de a face o Europa falsă și ni se spune că această Europa falsă este utopică și tiranică datorită corectitudinii politice, datorită iluziilor și decepțiilor pe care le cultivă. Trebuie să apărăm Europa reală, este mesajul textului de la Paris. Trebuie să o apărăm de cine? De acele tradiții care sunt străine chiar și de democrație. Nu știu dacă ați sesizat că se întâmplă în ultima vreme că în numele libertății de exprimare ți se pune pumnul în gură. Că n-ai voie să te exprimi cum ai vrea tu, trebuie să te exprimi cum vor alții. Ceea ce e o problemă asta. Solidaritatea și atașamentul civic trebuie să ne încurajeze să avem o participare activă la viața publică a Europei, pentru că, din păcate, spațiul public european începe să fie confiscat de ideologii de tip neomarxist, de tip comunist, spuneam eu ieri în emisiune, un nou comunism se ridică la orizont, cam în sensul ăsta vorbește și mesajul. Ni se readuce aminte, vorbind de rădăcinile creștine ale Europei, că, de fapt, creștinismul a încurajat unitatea culturală și să nu uităm că Europa îi datorează foarte mult creștinismului, de aceea este de neînțeles atitudinea Europei față de creștinism și, în general, față de religie. Bine, e de neînțeles dacă nu înțelegi un singur lucru, că Europa a făcut din bani și din drepturile omului o nouă religie. Doar așa poți să-ți explici de ce Europa se luptă cu vechile religii. Pentru că a construit noi religii. Asta cu drepturile omului și așa mai departe. Bun. Mai departe, în mesaj ni se vorbește despre faptul că pierdem casa noastră datorită faptului că unii ne-o confiscă, falsa Europa ne confiscă chiar și libertatea, numele libertății, ăsta este mare de paradox. E vorba de o falsă libertate care începe să bântuie prin Europa și să fie mai ales propagată către tânăra generație. Este vorba de o libertate hedonistică care duce tânăra generație către lipsă de sens, către depresie. Este vorba de folosirea falsă a libertății și, în fine, ni se atrage atenția că din cauza asta ajungem la izolare, la individualism, la lipsă de țintă în viață, lipsă de determinare. Acestea devin din ce în ce mai răspândite într-o Europa din ce în ce mai îmbătrânită și peste toate astea, sigur, se adaugă și problema războiului civilizațional cu alte culturi care vin și invadează Europa, imigranți, o să vorbim și despre imigranți mai departe în emisiune. Deci trebuie să fim foarte atenți la acest gen de a construi o Europa falsă. Ni s-a spus inițial că Europa este unitate în diversitate, acum vrea să fie comunism Europa asta, să n-ai dreptul să gândești decât cum vor unii, să n-ai dreptul să faci decât ce vor unii și să fii prins într-un fel de menghina sclaviei în numele libertății. Ceea ce este absolut inacceptabil din punct de vedere chiar al democrației pe care Europa o propovăduiește. Deci trăim într-o lume a unui paradox și multe paradoxuri se construiesc în jur. Uite, o să vorbim acum de un alt paradox, și anume paradoxul comunității gay. Am văzut că curcubeiștii LGBT, așa îi numesc eu din pricina steagului pe care și l-au atribuit, încep să dorească un fel de tratament aparte. Bine, asta era și până acum, dar acum se amplifică povestea. Am înțeles că au jocuri olimpice dedicate comunității gay. Am înțeles că și în România a fost, mă rog, sâmbătă s-a desfășurat un campionat sportiv al curcubeiștilor. Bun.
E dreptul lor să-și facă campionate ce vor ei. Dar eu am o problemă de fond a unui paradox, că aici discutăm principii. Bun, i-am înțeles, vor să fie aparte. Bine, dacă ei vor să fie aparte, să fie. Măcar așa știm și noi un adevăr. Pentru că eu asta nu-mi explic. Pe de-o parte, ei vin și spun, domnule, noi suntem normali ca toată lumea. Păi dacă sunteți ca toată lumea, de ce vreți să fiți aparte? De ce vreți campionat sportiv? De ce vreți tratamente deosebite la alte lucruri? În numele discriminării ajungeți să vă autodiscriminați, cum ar veni. Adică știi? A, nu, noi suntem comunitate. Ba chiar am văzut acum o frământare internă între ei. Unii susțin că sunt comunitate, alții spun, nu, domnule, nu suntem nicio comunitate. Noi suntem membri ai comunității largi, numită umanitate. Adică nici ei nu mai știu ce să zică, pentru că au ajuns într-o fundătură ideologică. Tot bătând moneda asta a discriminării pozitive, că de fapt asta se întâmplă, se practică intens discriminarea pozitivă, în care dai drepturi în plus sau tratezi în plus o minoritate față de majoritate. Îi dai un tratament favorizant în raport cu majoritatea, știi? Asta înseamnă discriminare pozitivă, adică nu e o discriminare care atentează la un drept, ci dimpotrivă, dă mai multe drepturi. De asta se numește pozitivă. E discriminare, dar e pozitivă. Bun, că aici e paradoxul. Dacă vreți tratament de discriminare pozitivă, să fiți voi ceva aparte, la ce mai pretindeți că sunteți normali? Dacă pretindeți că sunteți normali, nu mai practicați discriminarea pozitivă. Adică ați ajuns într-o fundătură, despre asta este vorba, dragi curcubeiști, ați ajuns într-o fundătură de unde nu știu cum o să ieșiți. Că se vede treaba că și între voi e frământare. Încă m-am distrat teribil de tare cum presa din România, mă rog, anumite mijloace de presă, încearcă să creeze, să manipuleze, să creeze o imagine care nu există. Jocurile astea sportive, ci că au fost făcute la noi din cauza discriminării. Știi? Și câțiva curcubeiști români vor participa și la Paris, la Jocurile Olimpice gay. Mă rog, ci că toți suntem egali. Păi dacă suntem egali, de ce vreți tratament aparte? Aia e paradoxul. Dar în fine, mă întorc la români. Ei au făcut chestia asta, zice, să nu fim discriminați. Bun, am înțeles că nu trebuie să fiți discriminați, depinde cât merge cu discriminarea. Dar în interviu, reporterul întreabă pe unul dintre ei, zice, au fost situații recente când te-ai simțit discriminat? Și zice, nu, n-au fost. Nu. Ups. Na, că v-a stricat știrea. Păi, era vorba că găsiți și voi unul și atunci văzând că nu se întâmplă discriminare, vine reporterul și completează din text. În România, zice, au atras atenția unele incidente discriminatorii. Țineți-vă bine, incidente discriminatorii. Acum 20 de ani, o handbalistă româncă a fost condamnată pentru lesbianism, pe așa era legea. Na. Deci, discriminare, dar acum 20 de ani. Și acum 8 ani, Gigi Becali a fost avertizat pentru afirmații homofobe. Atât ați găsit? Una de acum 20 de ani și una de acum 8 ani? Da, asta este ideea la știre. Când n-ai o știre, o fabrici. Adică te dai peste cap, tragi știrea de păr, cum se spune, să iasă cum vrei tu. Da. În fine, că vorba aia, că tot vorbeam de Europa, este fragilă și impotentă. Era concluzia, nu? Era concluzia articolului anterior. Aici suntem în plin paradox, adică vrem să fim și noi normali. Păi dacă vreți să fiți normali, de ce vreți tratament aparte? Adică nu înțeleg. Bine, eu înțeleg într-un fel că ei au niște targeturi, au niște ținte, au niște idei, dar știi, așa e când îți dai cu stângul în dreptul. În fine, vrem jocuri sportive aparte. Foarte bine, n-am nicio problemă. Făceți-vă jocuri sportive aparte, dar asta înseamnă că recunoașteți că sunteți aparte. Hotărâți-vă. Ori vreți să fiți normali, ori vreți să fiți deosebiți. Dar hotărâți-vă odată, pentru că balansul ăsta
Când suntem discriminați? Când? Nu, n-am fost discriminați, dar noi suntem discriminați. Știi, cam așa vine povestea. Noi n-am fost discriminați, dar suntem discriminați. Da. Bun, am înțeles. Am citit ieri o știre interesantă, n-a prea fost pe știri prezentă, dar am găsit-o într-un colț așa de internet. Toată problema stă la faptul că această zisă comunitate gay are proprie economie. Dom'le, cineva s-a apucat și a calculat care ar fi resursa financiară a celor ce se declară gay, acestei comunități. Și s-a ajuns la o cifră teribilă. Dacă curcubeiștii ar face o țară, să zicem că și-ar face țara lor, țara curcubeului, să o numim așa ipotetic, țara curcubeului. Dacă ăștia și-ar face țară, economia țării respective ar fi pe locul 4 în lume. Înțelegi? Deci, asta ca să avem o idee asupra motivelor sau surselor de finanțare, cum reușesc ei să pătrundă prin toate mediile, să apară pe știri, să atragă atenția și așa mai departe. Pentru că au finanțare. O presupusă țară care ar fi pe locul 4 în lume, ca putere economică, nu e ceva de ignorat, să știți, adică gândiți-vă că vorbim de locul 4, sunt țări foarte importante în lume și cu democrații avansate, care n-ar visa la locul 4 nici dacă ar cădea alelalte 3 din față, știi? N-ar ajunge pe locul 4. Deci trebuie să fim foarte atenți când vorbim de comunitatea gay, pentru că trebuie să luăm în calcul puterea lor financiară de a convinge sau de a-și cumpăra, până la urmă, propagandă, că cu o presă comercială nu e greu să cumperi reclamă, să cumperi propagandă. E foarte ușor. Că presa comercială nu are criterii. De exemplu, dacă ar veni la Radio Dobrogea și ar zice vrem și noi să promovăm comunitatea gay, noi le-am zice nu, nici dacă ne-ați da luna de pe cer. Adică, domnule, că vă plătim. Nu! Avem niște principii editoriale. Dar, sigur, la alte mijloace sunt alte principii editoriale. Mai departe, în emisiune, vorbim despre un fenomen interesant care se va întâmpla în România. Să vedem dacă va ține până la capăt, e foarte interesant. Atacul parlamentar la bănci. Parlamentarii vor să atace băncile limitând dobânzile. Este vorba de un proiect de lege care a fost votat ieri în Senat. Este inițiativa parlamentarului Daniel Zamfir, care vrea să plafoneze dobânzile băncilor. S-a propus ca împrumuturile ipotecare făcute de bănci, dobânda maximă să fie de 2,5 ori dobânda de referință a BNR. Adică, dacă ne calculăm la dobânda actuală a BNR-ului, 5,62% pe an. Iar la creditele de consum, dobânda să fie plafonată la 18%. Sunt bănci care practică foarte mari dobânzi. Practică dobânzi foarte mari. Și a început discuția, știi? Mă rog, și în Parlament, opinii pro și contra. Mi-a sunat așa, oarecum democratic această inițiativă, ținând cont că ea se întâmplă și în Europa, în alte părți, da? Sunt țări care au limitat dobânzile, adică au spus, stați, domnule, împrumutați poporul, dar îl împrumutați cum vreți voi. Și la noi s-a propus limita asta, 2,5% dobânda de referință a băncii naționale, de 2,5 ori și credite de consum nu mai mari de 18% dobândă pe an. Vorbim de dobânda anuală efectivă, deci banii pe care îi dai într-un an. Bineînțeles că bancherii au ieșit și au zis, nu e bine. Nu e bine că dacă ne limită, e ca și cum le-ar limita profitul, de fapt, aici bate inițiativa parlamentară. S-ar limita profitul băncilor. Dobânda este un profit al băncii. Eu îți dau 100 de lei, și ți-au dobândă 20%, asta înseamnă că tu îmi returnezi 120 de lei. Aia 20 de lei sunt profitul meu, din care ar trebui să se acopere inflația, faptul că banul într-un fel se devalorizează, aia ar înțelege-o toată lumea, mai acopăr costurile cu funcționarea băncii, da, salarii, întreținere, una alta,
Și mai e și profitul meu, adică să nu uităm că băncile sunt afaceri comerciale, băncile nu sunt instituții de binefacere, nu sunt opere de caritate. Nu. Niște oameni cu mulți bani au făcut o bancă, după care ei fac și mai mulți bani și împrumută și mai mult lumea din banii pe care iau de la alții. Și aici a fost și ideea mecanismului, că au sărit băncile și au zis, păi dacă ne limitați dobânzile, avem două situații grave pentru noi. Nu mai putem să dăm credite așa de mult, pentru că nu mai avem bani din ce să dăm credite, banii facem din profit. Și doi, va trebui să avem o relație mai dură cu clientul, în sensul că, pentru a nu ne scădea nouă profitul, trebuie să bărăm tot fel de comisioane, taxe, chestiuni, analiză de dosar, tot fel de chestiuni de genul ăsta. Pentru mine discuția e mai simplă. Statul comite o greșeală când se uită la bancă ca la un munte de bani. Că e discuția, și asta e și o discuție veche în capitalism, între statul care a pierdut din mână friele și a rămas sclavul privaților. Statul a devenit sclavul privaților, să știți. Statul și-a tăiat singur craca de sub picioare privatizându-și resursele și acum e la mâna privaților. Pentru că avem următoarea ecuație. Hai să ne imaginăm următoarea treabă. Să zicem că banca are un munte de bani și statul se uită la el cu jind, așa, adică cu râvnă. Oh, aș vrea și eu din banii aia. Și inventează tot felul de reguli ca să mai ia din ei. Ce credeți că va face bancherul? Păi bancherul, ca orice om de afaceri care vrea să pună mâna pe bani, va face un lucru foarte simplu. Își va proteja profitul prin tot felul de alte inginerii financiare. Vrea statul să-i mai ia 10 lei în plus? Nicio problemă, îi scoate el bancherul din altă parte. Mai bagă un comision, mai bagă o taxă. Bun, i-a limitat dobânda ca să nu mai facă bani? Nicio problemă. Găsește el alte metode de a face bani. Și așa avem un pururea joc între statul flămând și bancherul avar. Pentru că greșeala statului e că s-a flămânzit singur și nu mai are bani și trebuie să facă rost de bani, iar greșeala bancherului este că este avar și el înțelege afacerea lui ca o chestiune care trebuie să-i aducă profit și taie fără milă. Vorba, am auzit vorba asta în Parlament, culmea au ajuns unii să o rostească ca argument contra limitării dobânzii. Au zis unii, am auzit pe cineva spunând, domnule, când clientul merge la bancă, nu-i pune nimeni, domnule, pistolul la tâmplă. Sunteți convins de afirmația asta, domnul parlamentar, cel care, nici nu contează numele, cine a zis-o. Știu cine a zis-o, dar nu contează cine a zis-o, contează ce a zis, că a zis o prostie. Domnule, băncile astăzi au devenit un fel de pistol la tâmplă. Vă readuc aminte că sunt o grămadă de zone în lumea asta, sau în societatea noastră, unde nu mai poți fără bancă. Salariul se dă pe card. A hotărât instituția că îți dă salariul pe card. Păi poți tu să nu vrei să ai relație cu banca, te duci și faci cere, mie îmi dat salariul la caserie. Bun, o să ți-l dau o dată, de două, de trei. Până la urmă zice, domnule, mai vrei salariul? Du-te la bancă și fă-ți card. Și cu asta basta. Deci băncile au, că de asta ele marșează pe profit, și e interesul afaceristului să facă bani până la urmă, ele au depistat faptul că au devenit esențiale. Nu se poate fără bancă. Sau nu prea se mai poate. Sunt situații de rezistență financiară când oamenii se tot feresc de bancă, dar la un moment dat tot ajung la bancă. Vrând nevrând, la un moment dat tot ajunge într-o relație cu banca. E adevărat că nimeni nu te obligă să iei credit. Dar sărăcia din buzunar, credeți-mă, e mult mai argumentativă, e mult mai puternică, adică, decât pistolul de la tâmplă. Cu pistolul e simplu de rezolvat. Îți dai viața de vii martir. Cu sărăcia din buzunar, mă, nici nu te omoară, dar nici nu te lasă să trăiești, știi? E așa, un fel de chin prelungit. Și atunci, foarte mulți apelează de sărăcie, de nevoie, apelează la credite bancare și vă spuneam eu că cea mai frumoasă filozofie a băncii este să facă bani din sărăcie. Nu din bogăție, că din bogăție se pricepe toată lumea. Din sărăcie să faci bani e mare artă. Și uite că ei asta fac. Și
Asta mai e cum mai e, că se zice că ar fi afaceri cinstite, dar pe drum apar și chestiuni ilegale, că și în relația cu banca s-a vorbit de comisioane ascunse, s-a vorbit de dobânzi neclare, s-a vorbit de o grămadă de chestiuni. Acum o să vină și chestiunea asta, dacă se va limita dobânda la bancă, eu zic că băncile vor riposta, nu vor sta așa, o să încearcă să scoată și mai mulți bani din această limitare, pentru că știți cum e, cum zgândăr banca, cum vrea mai mulți bani. Și nu știu cum face, că găsește să-i facă. Că vorbeam de ilegalități, uite, cotidianul Replica din Constanța ne delectează cu cu două imagini despre cum ne mint comercianții cu așa zisele mari reduceri. Cineva a fost ieri la un magazin, magazinul ăsta care se vede în imagini, nu contează, să știm că magazin X, că se întâmplă la multe magazine, nu e ăsta singurul, dar, mă rog, la ăsta s-a nimerit acum să se ducă. S-a dus la magazinul X văzând mari reduceri. S-a dus la etichetă și a văzut pe etichetă că scria că produsul se vinde de la 129,95 de lei la 85,95 de lei. Mamă, ce idee! Numai că al nostru cumpărător, curios fiind, a văzut că eticheta aia e pusă pe altă etichetă și, ca românul curios, a tras de etichetă. E bine că acum nu se vede la noi pe imagine și vine surpriza, uite că luăm titlul și burtiera. Ce să vezi? Sub etichetă era prețul de 79,95. Adică produsul ăsta înainte costase 79,95 și ca să determine oamenii să vină, comerciantul i-a păcălit punând pe geam mari reduceri de prețuri, a umflat prețul la 129 de lei, așa e, vine iarna și ai da mai mult când te apucă frigul, și l-a scăzut la 85,95 și am făcut profit încă 10 lei. Adică pe tine te minte că e reducere, dar el îți mai ia 10 lei, pentru că până acum produsul costase 79,95, acum e 10 lei, pardon, 5 lei, 6 lei. E 85,95, mi s-a părut că e 75. 79,95, 85,95, deci câștigă 6 lei. El câștigă 6 lei și ție zice că face reducere de la 129. Păi da, sigur, cel costă să umfle prețul de 10 ori și pe aia să-l reducă, să zică, ia uite ce reducere avem noi. Tactică vicleană, știi? Asta este. Mulțumim cotidianului Replica de Constanța, pentru că au mai fost situații de genul ăsta, când în spatele marilor reduceri s-au aflat, de fapt, mari tunuri financiare, da? Deci, cum facem să vindem noi produsul ăsta mai scump? Că a venit iarna acum și e nevoie de o căciulă, uite, asta e o căciulă, în imagine e postată eticheta de la o căciulă, scrie acolo căciulă. Păi acum când e iarnă, hai la noi că avem reduceri, îți exploatează sentimentul ăsta emotiv că îți creează un bine, dar e de fapt nu-ți creează niciun bine, e de fapt îți iau banii cu nicio jenă, fără nicio jenă, de fapt, din buzunar. Da, mai băgăm 6 lei la preț, zicem că l-am redus de la 129,95 și am rezolvat problema, că 95 la te încurcă, de ce nu fi punând prețuri rotunde, nu știu, că, în fine. Ați înțeles cum e treaba, da? Deci, mari reduceri. În general, evitați asta cu mari reduceri. Eu la chinez n-am văzut niciodată mari reduceri. Bine, nu că vă recomand acum să vă duceți la chinez, că e piața liberă, mergeți unde vreți până la urmă, dar când văd la magazinele astea zis de firmă mari reduceri, uite, vezi, dacă dai puțin eticheta, bine, acum băieții o să-și ia măsuri de precauție. Sunt convins că după știrea asta, pe acolo prin magazin cineva o să fie certat. Bine, bă, te-ai găsit să pui eticheta peste preț. Păi ce să fac, șeful, că era eticheta veche. Nu-i nimic, băi, o înlocuim de tot. Pentru 6 lei, ce nu facem noi în plus? Important e să nu se vadă că am făcut o șmecherie, știi? Despre asta este vorba. Și încheiem emisiunea de astăzi cu un mic șantaj pe care îl face Uniunea Europeană, care tinde să devină Uniunea Comunistă Europeană. Cred că asta este ideea.
Europa tinde să devină Uniunea Comunistă Europeană, pentru că, uite, avem o știre, președintele Parlamentului European și premierul Italiei sunt favorabili condiționării acordării de bani europeni de primirea extracomunitarilor, da? Este vorba de o idee care bântuie prin Uniunea Europeană plecată de la Germania, sau plecate din Germania, de la Germania, pentru că vreau să zic de la Angela Merkel, dar Angela Merkel este însuși Germania, adică ce să mai discutăm. Doamna a zis așa, la data respectivă, a zis vreți bani europeni, foarte bine, respectați regulile europene, primiți imigranți. Și unii au zis, stai frate, ce facem aici, adică noi contribuim și acum ne faci și reguli? Da, suntem o zonă comună cu reguli comune. De asta zic, când vorbim de comune, îmi sună comunism, așa, Uniunea Comunistă Europeană. Statele Unite ale Europei devin statele comuniste ale Europei, adică Europa însăși devine un mare comunism. Adică, înțelegi, vrei bani europeni, nu contează, ai contribuit, n-ai contribuit, nu-ți dăm bani dacă nu respecti regulile. Asta e șantaj pe față, adică, hai că nu mai ai ce spune după povestea asta. E de-a dreptul șantaj. Nu-ți dau banii dacă nu faci ca mine. E simplu ca bună ziua. Nici nu prea mai ai ce comenta la știrea asta, decât că eu constat personal că Europa însăși se îndreaptă către comunism. O altă formă de comunism, nu cu partid unic, ci cu partide diverse, dar sigur, care încep să vorbească aceeași limbă, cu interzicerea unor opinii, cu ce mai aveam în comunism? Îngrădirea unor drepturi. Da, și pe aici putem vorbi. Aici putem vorbi de îngrădirea unor drepturi religioase. Știi că e zona asta delicată, zice, da, zice, aveți dreptul la libertate religioasă, dar dreptul ăsta trebuie să fie limitat de niște chestiuni. Și începe să-ți înșire. Păi, ai tu dreptul să te exprimi religios, dar n-ai voie să fii într-o opinie contra Europei. Adică dacă vii și spui, domne, conform religiei mele și credinței mele, homosexualii nu pot face familie. Conceptul de căsătorie LGBT la mine nu prea stă în picioare. A, nu, zice, nu, nu. Libertatea ta religioasă de a crede așa trebuie limitată de politicile noastre, de drepturile omului. E dreptul omului să și gândească cum vrea. Că doar nu-i violentez, nu sunt homofob, nu mă duc să-i bat, nu. Nu, îi respect ca pe aproapele meu, ca aproapele meu, zice pilda samarineanul meu Steve, că e oricine, chiar și de al neam, chiar și dușmanul trebuie iubit. N-am o problemă cu ei, dar am o problemă cu filozofiile lor de viață, știi? Adică eu nu pot să accept alea. A, zice, ești homofob. Păi stai, nene, dar ce vrei să spun ca tine? Uite, nu vreau să spun ca tine, na. Nu e limpede, nu e clar. Nu. Eu cred că Europa se îndreaptă către o nouă formă de comunism. Adică, dacă vorbim despre Biblie și despre Ecleziast, ni s-a spus din cele mai vechi timpuri că nimic nou sub soare, toate se repetă, și comunismul se va repeta, încă n-ai cum altfel. Dacă stai să te gândești, puterea lumească are în ea această slăbiciune de a fi repetabilă, de a fi previzibilă și mai ales de a fi paradoxală. Una zice și alta iese de regulă. Atât din emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția care ne-ați urmărit. Cu ajutorul Dumnezeu și al tehnologiei ne reauzim joi la emisiunea de Presat Presa, pentru că mâine vom avea liturghia darurilor mai înainte simțite în direct aici la Radio Dobrogea și probabil emisiunea de Presat Presa de la ora 10 nu se va putea ține. Ne auzim joi cu ajutorul Dumnezeu și al tehnologiei, vă spuneam, la o nouă emisiune de Presat Presa, dar de fapt distors realități din societate. Toate cele bune, o zi binecuvântată, Doamne ajută!